Bună, dragilor! În acest video o să-ți vorbesc despre momentul prezent și am filmat mai devreme un video în care am folosit această cutie, această jucărie, astfel că mă voi folosi de ea pentru a-ți explica de ce nu reușesc să rămâi în momentul prezent. Aceasta a fost o întrebare a unei cliente de-ale mele care încearcă prin anumiți terapeuți, printr-o anumită ghidare, prin anumite metode, să rămână în momentul prezent. Persoana aceasta încearcă de 2 ani, m-a contactat de vreo 2 săptămâni, am început să lucrez cu ea, a înțeles care era problema încă de la prima ședință și îți voi explica și ție. Problema este așa că se consideră momentul prezent, se consideră în mod limitat, ca fiind ceea ce se poate observa în fața ta, ca fiind obiectele. Astfel, această persoană încerca prin anumite metode de atenție să rămână atentă, da? Printr-o concentrare, încerca să rămână cu atenția pe ceea ce se vede în fața ta, ca obiect, ca formă și culoare. După cum poate poți și tu realiza, forma și culoarea din fața ta este asemenea acestor rotițe. Da? Ele se mișcă, doar că ele nu se mișcă așa, ci ele permanent sunt într-o continuă schimbare. Astfel, imaginea din fața ta cu obiectele, care înseamnă simțurile, ele sunt într-o continuă tranziție, într-o continuă schimbare. Observ că se schimbă tot timpul. Peisajul din fața ta se mișcă. El este asemenea gândurilor pe care le auzi. De aceea, obiectele, se face diferența între obiecte fizice, da, cele pe care le vezi, și obiectele mentale, care ar fi gândurile și emoțiile și senzațiile. Astfel, dacă încerci să rămâi în prezent, fiind atent la ce se vede în fața ta ca formă și culoare, mai ales printr-o metodă bazată pe atenție, pe care o aplici printr-o forțare, printr-o concentrare, nu vei face decât, ca în cazul acestei persoane, să îți agiți și mai mult, să-ți agiți și mai mult mintea și să observi că ți este foarte greu să rămâi atent, să rămâi prezent. De ce? Tocmai pentru că este foarte greu, încerci imposibilul. Cu alte cuvinte, încerci să rămâi fix pe ceva care este într-o continuă mișcare. Este ca și cum ai încerca să rămâi fix cu atenția pe un gând. Deci când încerci să rămâi fix cu atenția pe un obiect sau pe obiectele care sunt în fața ta, pe viața care se desfășoară în fața ta, a cărei natură, bineînțeles, este mișcarea, este ca și cum ai încerca să rămâi atent pe un obiect mental, pe un gând. Deci, practic, este imposibil. Astfel că momentul prezent, da, este prezent. Ce înseamnă? Faptul că este același. El nu se mișcă, este neschimbat, este etern. Care sunt calitățile momentului prezent? Permanența, nemișcarea, cum să-i spunem, lipsa tranziției, non-tranziția. Astfel, nu poți să cauți momentul prezent în ceva care este menit să se miște, dar într-un obiect, în culoare, în simțuri. Simțurile însemnând ceea ce vezi, simțul, toate obiectele pe care le vezi, care sunt traduse de simțul văzului, auditiv, gustativ și așa mai departe. Momentul prezent se trăiește atunci când începi să fii atent sau să descoperi elementul care este neschimbat, care nu se mișcă acum în experiența ta. Rămânând atent, da, poți începe să recunoști, să investighezi, dar nu prin minte, bineînțeles, că nu te gândești, printr-o simțire, da, prin percepție, să începi să recunoști care este acel element în trăirea ta, în simțirea ta, care este prezent, ce înseamnă,
care nu are formă, nu are culoare, nu dispare, nu apare, care nu se mișcă. Pentru acest lucru este important să, sau ai nevoie de o atenție relaxată. Noi o mai numim și atenție liberă. Dacă pornești o căutare foarte feroce a momentului prezent, o vei face tot din minte. Adică îți vei folosi atenția în mod selectiv și vei căuta care este momentul prezent, unde este, te vei uita de colo-colo să-l găsești. Sau poate dacă tu crezi că l-ai identificat, vei încerca să te agăți, dar de ce te vei agăța? Tot de rotiță. Deci, prin urmare, noi atunci când, să spunem, predăm această învățătură despre care se vorbește de mii de ani, o facem prin relaxare, printr-o atenție relaxată. Am fost și eu, bineînțeles, în această aventură feroce a momentului prezent, aplicând și eu în acest mod, ca și clienta mea, tot felul de metode de meditație, încercând să țin momentul prezent, să nu cumva să fugă din mâinile mele. Momentul prezent nu fuge nicăieri, pentru că el este nemișcat și îl poți recunoaște atunci când oprești căutarea mentală, da, și când începi să-ți retragi atenția de pe ceea ce este impermanent, despre ce, de pe ceea ce este mișcare. Iar lucrul acesta însemnând atât gânduri, cât și realitatea fizică, realitatea relativă care se desfășoară în fața ta.